Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am văzut o declarație a șefului CNAIR, domnul Cristian Pistol. Ce-a mai făcut? Se declară pregătit, zice că suntem pregătiți pentru iarna ce urmează. Am făcut o declarație la audiere de la Camera Deputaților. Asta este bine, că e deja înscris acum. M-am mai liniștit. Da. Și a spus, pot să vă spun că iarna trecută nu am fost luați prin surprindere. Ha? Corect. Practic, iarna trecută nici n-a nins. Deci n-a mințit. Dacă nu ninge, nu suntem luați prin surprindere. Deci iarna trecută n-am fost luați prin surprindere, iar acum suntem pregătiți, spune dânsul. A zis, păi n-au fost luați prin surprindere că n-a nins. Păi da, că n-a nins. Nu, nu, n-ai înțeles. Da. Nu i-a surprins faptul că n-a nins. Se așteptau să nu ningă. Crezi că știe că n-o să ningă? Nici. Da. În schimb, au cumpărat 371.000 de tone de sare, 97.000 de tone de nisip, 5.000 de tone de clorură de calciu și motorină pentru 14 zile. A, deci iarnă ușoară. Astea țin bine, dacă e ceva... Da. O să depoziteze frumos. Sare, nu știu ce. Este pentru toată țara sau... Da, pentru ce crezi? Totuși, da. 371.000 de tone de sare. Mă gândesc că sunt multe restaurante în București și de-astea. Da, dar nu se poate mânca atât de sare. Gemă. Să vedem ce urmează. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.